Salutare, prieteni, bună ziua, bună dimineața. La noi este ora 11. Unde te duci așa? Cum? La capod. Acum pleacă așa. La roche. Prieteni, ce ne face? Ce? Nimic. Vrei să filmezi? Nu, da. Hai, filmează tu. Nu, mai, gata, uite, pune. Uite ce-mi faci. Telefonul, uite, facem și noi un grătar. Am scos o pungă de la găleată, de la Vlad. De la găleată ai scos? Da. Macu mă sună, dau pe ocupate, răspundem după aceea. Hai, eu spun cu baba mea aici ce avem de zis și poți să filmezi tu după aia, Mădălina, că eu 2 minute vreau să povestesc, că n-am uitat. Hai, treci cu lea, madame. Da, tot mă pune jos. Trebuie să plec de eu? Nu, nu. Da. De ce să pui? Un minut, du-te până în față. Păi, ce vrei să spui? Nu înțeleg. Ha? El pune acolo, dar noi nu ne uităm. Da, noi nu ne uităm. Nu se uită fetele. A, mi-a adus rău-ți aminte. Cum trebuie să fie femeia cu bărbatul și bărbatul cu? Da, păi să audă și ele cum să fie cu bărbatul lor. Nu mai, să nu mai audă ele. Dănuț, dacă te uiți, mamă, să știi că Bubu ți-a trimis și ție o găină. Am văzut găina cum umbla la tine în portbagaj. Bubu ți-a trimis găina aia, să știi. Unde? Da, unde telescopul ăla? Din curvele lui ți-a trimis și ție. Atât am râs cu găina aia, Dănuț, în portbagaj. Stai că tu acasă cu găinile tu în portbagaj. N-am văzut găina. Ai de mine. Ce? Să vezi cum stă, găsește fiul tău găina în portbagaj. Da. Aia, Dănuț. Ai și tu, mamă, găini acolo, am văzut. Ce bucuros sunt de găinile mele, că da. În fiecare zi mănânc câte 8-9 ouă. Da, dar de nou. Câte ori fac ouăle găine? A, pentru cine? De 2 ori pe zi. De 2 ori? De 2 ori pe lună. Da, ouăle de la găinile tale sunt mai deosebite, mai într-o parte, mai așa. Prematuri. Da. Ouăle lui. Vezi că eu tot ce zic și tot ce fac, eu sunt... Da, tu ești. Ia uite, bagabantele, ia. Da, trebuie să le iau cocoși. Veniți la vorba mea. Trebuie să le iau cocoși. Ai venit la vorba mea. A? Veniți la vorba mea că le trebuie cocoși. Cine are cocoși? Cine se oferă să aducă cocoșul la mine aici? Să nu-l las o săptămână. Frate tău. Are macu. Frate tău are cocoși. Nu iau de la fiindcă ți-a dat găina să-ți dă nu și vreau cocoș. Să mă pus cresc cu el. A, pot nu-ți lasă pe găsire. Altcineva, cine are? Ce sună? Cine? Uită-te. Mapa. Hai că revenim. Hai. Am început-o. Păi bine, că păi și dacă ieșea ceva prost din gura mea. Nu. De ce? Lasă-mă. Lasă-mă, ce... Lasă discursul, că rămânem nemâncați. Pune acolo oala să facem și aia. Lasă, că n-avem ce să... Că bagă mâinile la un urechi. Că nu-i prostie. Păi cum... Lasă. Dacă nu m-ai învățat de 35 de ani, acum mă înveți. Serios? Acum ai înveți. Cum nu te-am învățat eu? Tu. Nu te-am învățat eu. N-ai, e pe mine. Serios, nu te-am învățat eu. E tu pe mine, eram prea... Că nu trebuie să fim ototoi în fața muiei. Da. Trebuie să-i demonstrezi, să arăți. Ce să arăți? Că ești bărbat, că îi aduci și ouă, găini, mâncare, pătrânjel, bani. De-aia îmi dovedești tu și mi-aduci. Păi și nu ți-aduc. Ba da, pătrânjel, de-aia cumpără în fată. Trebuie să-i aduci de toate, să-i aduci pătrânjel, țelină, să bagi în ciorbă. Păi fără, n-ai văzut, fără pătrânjel n-are aspect mâncarea. Păi normal. Ai văzut doar. Și așa trebuie să fii cu muierea. A. Da. Și cu bărbatul? Să-i demonstrezi, nu o să... Adică, stai. De 35 de ani nu te-am mai auzit. Rest. Nu te-am auzit până acum. Nu, spun pe scurt. Nu trebuie să fii mototoi. Mototoi? Mă, de la eu, domnii...
Au, mă doare mâna, cum filmez? Unde e, mă, telescopul? De ce nu l-ați luat? Aveți multă treabă. Păi dacă tu dai la noi și vezi cum doare mâna. Da. Vezi? Mototoiule. Telefonul e greu. Mototoiule, gata. Mă gândeam, multe am văzut aseară, le-am pus vlogul. De ce nu ești tu de acord să o măritam pe Lumina? Ce faci cu ea aceea? Las-o și în bătătură. Multă lume a zis că o ții ca, adică nu ca menajeră, ca să-ți facă treabă. Mie. Vai, vai, prieteni. Sau ăia. Nu mai las, auzi. Cum să... Prieteni, noi mai și glumim, dar pe bune, că trebuie să vină măritișul. Păi normal, dar ce credeți că eu? Păi și eu ce să fac, să o mărit? Da. Așa repede. Păi cum așa? E tânără. Mai am dat-o la 11 ani. E tânără? Păi da, las-o pe la 40 ani încolo, să-i dă mingea la cap. Să uite, azi mănânc eu un grătar, facem un grătar, prieteni. Da. Mai beau și o bere mai pe răcoare. Și spun eu la cine o măritam. Mm. Este și ea de acord. Păi ce, prieteni, hai să lasă-mă să ne muresc treaba. Păi ce, n-am noră să-mi facă? Lasă-mă și care, dacă e fata ta, ce trebuie să stea, să facă și păi normal să facă, cum? Ce trebuie să... Așa dar e. Nu pot să facă. Toți muncim. Păi toți. Să facă. Ce muncă e? Că fac o mâncare, spală vasele, fac curățări, asta e muncă. Și ce trebuie? Să nu le spun să nu facă nimic? Ia, ține. Ia. Păi trebuie să fie... Nu iau mâna de pe cameră. Astăzi fac eu grătărele așa și povestesc eu și exact eu stau așa. La cine este și Lumina de acord. Da. Gata. Mm. Gata. O măritiș-o. Mm-hmm. Lumina e de acord. Da. Îl luăm pe Vali. Prietenul păi meu. De acum e treaba, e de mult treaba. De treaba, gata. Acceptă păi și nu Lumina. E de acum, de asta iar nu-i treaba asta. Acceptă, păi n-a venit omul, n-a. Și acceptă și Lumina, e băiat ca lumea, am văzut și ea păi că da. E bun, e... are de toate. Ale cașcaval. Ai cașcaval, Vali, dacă mă auzi. Are de toate. Păi da. O mărit pe Lumina și gata. Păi și avea. Normal. Dar e rușine, să spun. E mai rușinoasă. E mai rușinoasă. Rușinoasă, rușinoasă, dar va fi pungă groasă acolo unde se păi duce. Păi da. Păi cum așa? Ia uite-am. Păi... O să mergem în fiecare weekend la... Aia nevoie stă. Păi avem numai autostradă. Păi da, bine, acolo autostradă 100 de kilometri. Da, departe. Păi da, și când ne ducem la educație, că nu le cunosc. Cine m-am sunt ăștia? M-am dus eu cu Maco în 2 ore, eram la... Păi da. La Pitești. Care e țineam la Craiova. Da, le-am luat Duba. Da, acum facem grătarul, nu acum. Nu știu, te ocup cu lemne, ți-l faci. Păi da. Faci foc. Faci foc. Tu de seară mănânci. Mă gândeam, mă doare spatele, mă ridici pe mine așa. Cum să nu te ridic? Te pun în tava în sus, acolo. Păi de aici mă doar. Te pun în tava în sus, dacă vrei. Ia-ți găina, te rog. Deci, Mădălină, uite unde a venit. Las că vrea să fac ouul la tigaia asta. Lasă. Asta e dresată. I-a crescut penele, mă rog să o dun la frizer. Au, hai să fac așa. Ce să fac? Să iau găina să mă duc eu la frizer. Du-te, mă, ia. Ai curajul. O tund, mă duc și o tund. Le fac, știi cum? Pe David nu-l tunde, așa. Mă, tunde găina. Mă, tu ce? M-am dus eu câine. La veterinar, ia uite mă, cum am dus cu câine, și cu câine mă duc, cu câine trebuie să-i tunde, mă, un pic să-i tunzi pe câine, că ești nu mai o aspect. Da, nebunule, lasă câine, să le facem baie. Și găinile? Găinile, da. Da, le tai, le faci codiță așa. Găinile mă duc și le... Da. Le fac, le pensez la ochi. Le fac creastă și... Le las așa la funduleț acolo, le las da. Cu codiță. Da, le las codiță. Să vadă cocoșelul. Hai de mine, am, prietenii am luat o razna. Eu o razna? Da. Mă, care-i treaba cu animalele mele? Ce?
Ai și pe animale, bombă. Bă, n-are nimeni cale mele. Arată mie găinca asta. Adevărul ăsta e că chiar n-are nimeni. Belice de cale tale. Are cineva de astea? N-are. Dar nici că le mănâncă nimeni. Ediție limitată. Limitată, da. Edițion. Edițion, una la mexicano. La mexicano, la găina, la tortero. Chiar pe bune. Senioritele mele sunt seniorite. Da. Seniorite fără senioră. Dar le iau eu senioră de la cu... Sunt văduve. Cu barbă, cu cioc, așa, să vezi, iau... Da. E găinile și lumina. Iau de la mamă. Da. Mamă, ce faci de pui. Cine mai are găini să le aducă un cucuș? Întrebăm pe vecina, Tangi Petruța. Bă, parcă... Bă, când a venit pana, parcă are și ea găini cucoși. O, te împruțânești cu pana acum. Uite, să aducă pana dacă vede vreo, să aducă nu, pana. Pe pana o furăm cu totul, poate. Să aducă pana un cocoș. O luăm cu noi totul. Noi să lasă o săptămână. Da. Ne încuscrim cu pana. Da. Asta e vreme de grătar. Uite, nu e nici cald, nici... Ce ocupi? Ce? Dacă vrei să mănânci grătar. Faci păi focul de lemne. Până acum cine s-a ocupat? Dar mă doare țără capul pe aici. A, păi lasă, că nu se pune. Băgăm o bere, un pahar de vin și trece. N-am dormit bine. A, păi dormit într-o parte. Lumina unde-i? Cine a văzut-o? Nu s-a trezit? Nu știu, sau poate nu mai fi acolo. Nu, să sculăm, mă, de dimineață, făcut mâncare, făcut pâine, făcut sarmale. A, ne face și nouă niște pâine de casă. A, cine m-a pus, Mădălină? Păi nu știu, m-a luat gura, am zis și eu. Pâine gogoși, ceva. Îți fac pogăci iar pe grătar. Da. Îți fac eu, ăla e. Tu n-ai treabă și tu astăzi. Ia și tu filetanta și pune acolo la găinile tale tabra aia, că ai pus-o jos. Păi nu, că le mutăm în garajul. Păi măcar că muți, ce are tabra? Le luăm în garajul și le punem acolo, mai de aici, că mai vine miros aici unde. Păi ce, miroasă găinile, curvele tale? Păi și nu le fac. Dă-le cu spray, bagă-le sub brață, dă-le la fundul. Chiar mă, azi le iau deodorant să le pun. Păi da, trimite-le să se spală pe piciorușe. Mă, dar nu le pun Pampers. Ba da, cum să nu? Mă, nu mai Pampers, le lezi ceva acolo la funduleț. Așa trebuie. Păi da. Și le pun, mutăm garajul, cotețul acolo, le facem țarc, le facem cuibar, două, le facem dormitor. De toate. Dă-i seama, le faci. Le facem dormitor. Le facem de toate. De noi ne face dormitor de ăla. Jmic. Ha, Doamne, stai să vezi. La găinile mele, stai puțin că le facem dormitor. Păi nu, mă, dă, fă-i ciorbiță separat. Și aia pune-le oala aia care facem noi, le pui și pui mește carne cu buleță din aia. Ai zis că te duci la primar de Tomberon. Am zis, dar lasă. Păi când e să te duci? În ladă i-a vizi, mădă, dacă nu bagă ceapă verde. Ei nu m-au cavut. Gata, prieteni. Hai că continuăm mai târziu pe alt vlog. Cu grătarul, cum stăm aici toată familia. Dar și să facem treabă, nu numai grătarul astăzi. Păi facem treabă și grătarul, da, aici pe aici, curățenie frumos. Dacă te duci în oraș, mă dă, sau trebuie să luați o soluție de flori, că au făcut juvele. Da, luați, puneți la flori, facem florile, da. Mai, eu mai poate tai iarba, am tăiat în față, aici mai trebuie puțin. Cu leatra trebuie să tai iarba din fund. Da. Santuzo, nu, lasă aia pătura jos. A, e prosopul. Mă lasă mă. Prosopul jos că te tai. Că te și ce-am găsit azi dimineață? Ce imposibil ce a fost pe scări. Imposibil și ăștia zi.
de cireșe. Se joacă și ei. Mm-hmm. Gata, prieteni, venim mai târziu pe alte vloguri din familia mexicanilor. Cum beau eu o bere mai târziu, cum fac un grătar special. Îți dai seama, să uite lumea la tine că bei o bere, cum a spus Dănuț. Mi-a plăcut de copilul mamă. Vă uitați la aia care stau pe scaun și mănânc și la mine când muncesc. Până acum mă trimiteați la muncă și acum nu mai vă uitați la mine. Și vă uitați la aia care stă pe scaun și mănâncă și vă arată ce mănâncă. Dănuț, fă caterincă, tată, fă caterincă pe acolo cu picamărul. Păi a făcut cu găina de râdea și el de nu mai putea. Da, eu, da. Mă, găina în porbagaj pe sescule. Dar el a uitat, săracul, trebuia să spună, au, găinile lui tata. Da, Dănuț, aia e găina mea, eu ți-am trimis-o, să-mi dai replică la ea. Poate ți-am făcut niște ouă. Ia vezi pe acolo prin scule. Da, mai caută și tu ouă pe acolo prin scule, că eu ți-am... Păi el a cumpărat ouă, dar cred că era de la găină ouăle ea, dar nu mai a spus. Da, Dănuț. Hai că revenim mai târziu, prieteni, cu de toate. Cu de toate, prieteni, țineți aproape cu noi că să vedeți mai târziu multe, multe, multe nebunii, multe dalea, așa. Hai că vedeți, hai, v-am pupat. Atât s-a putut astăzi de dimineață. Da. V-am pupat, prieteni.